Fece Buzău și-a luat revanșa într-o nouă partidă amicală cu Metaloglobus disputată de această dată la București. Jucătorii lui Cristi Pustai s-au impus cu 3 la 2 după ce sâmbătă trecută pierduseră cu 2 la 1 în crâng. Fece Buzău a deschis scorul în partida de pregătire cu Metaloglobus, reușind să deblocheze tabela în minutul 30 prin Paul Pațurcă. Gazdele au egalat în minutul 44 prin veteranul Ovidiu Herea și și-a majorat avantajul în minutul 49 prin Alex Potecea, același jucător care semnase dubla în amicalul disputat sâmbătă trecută. Fece Buzou a revenit 10 minute mai târziu, grație reușitei lui Adi Chicăroșă. Golul victoriei a fost semnat de Ariel Lopez în minutul 68. După meci, Cristi Pustaia a declarat că e mai mulțumit de nivelul fizic al jucătorilor săi decât de victoria în sine. La fel de important pentru tehnicianul Ardelean este că niciun buzoian nu s-a accidentat, având în vedere că sinteticul bucureștean nu a fost o suprafață ideală de joc. Deocamdată amicalele disputate de Fece Buzău au rolul de a cristaliza un prin 11 pentru cele trei etape rămase de disputat în sezonul regular. Pentru formația din Crâng mai urmează două amicale, cu Focșan și Poliaș. Ultimul meci de verificare se va juca pe arena din Crâng pe 16 ale lunii.